Hello! Am primit 250 de lucruri de încercat într-o viață pentru cuplu. Pentru cupluri fericite, parcă. Pentru cupluri fericite. Ba nu, doar pentru cupluri. A, pentru cupluri. Nu trebuie să suntem fericite. Fericiți. Noi alegem să fim fericiți sau nu. Așa, prima chestie pe care ne punem să facem cartea este să punem, să lipim aici cea mai frumoasă poză împreună. Și cea mai haioasă poză pe care o avem împreună. A fost dragoste la prima vedere sau relația a început încet, încet? Tu ce crezi? Hai să zicem la 3, să zicem amândoi ce credem. Ok? Zic 1, 2, 3 și zicem amândoi ce credem dintre astea două și vedem dacă sunt la fel. Ai înțeles? Da, am înțeles. 1, 2, 3 și amândoi. Eu voiam să zic că relația a început încet, încet. Bine, acum depinde cum o iei, că așa, da, a fost dragoste la prima vedere, dar e prea lame. Și iubirea, chestia aia a început încet, încet, s-a construit, n-a fost așa... Pentru mine a fost și dragoste la prima vedere. Și cu toate astea că mi-a plăcut foarte mult, am luat-o și încet, încet. Pentru că experiențele din trecut mi-au arătat că trebuie să fiu ambalat și trebuie să stau, să analizez, să văd, să cunosc și după aceea să iau o alegere și să văd dacă persoana de lângă mine vreau să încep o relație alături de ea. Acum ne pune să scriem aici cum ne-am cunoscut noi. Cum ne-am cunoscut? Povestesc eu? Povestește tu. Ok, deci, într-o seară, eu eram într-un loc în care n-avea absolut nicio treabă cu el, nici nu știam că va urma să mă întâlnesc cu el sau ceva de genul. Eram la festivalul Street Delivery și m-a sunat o prietenă și mi-a zis: hei, m-a invitat un prieten la un party pe Promenada, vii și tu? Eu am fost să mă zic cam nasoală și am zis, băi, nu, eram și îmbrăcată cam nasol și am zis, nu, dau skip la chestia asta. Prietena mea a tot insistat, hai că vin cu tatăl meu cu mașina, stăm de unde ești, nu știu ce, și am zis, bine, fie, vin, stăm puțin. Ea a zis, hai că ți-aduc eu un ruj, un ceva, să te aranjez un pic. Și a venit, m-a luat, am fost în Promenada, m-am dus la baie, m-am schimbat, adică aveam niște blugi pe mine și un tricou lung, mi-am dat blugi jos și am rămas cu tricoul ăla lung. Și m-am aranjat nu știu ce și m-am dus sus pe Promenada la party. Acolo m-am întâlnit cu un grup de prieteni și printre acei oameni era și el. Nu-l cunoșteam pe el, adică nu-l știam nici măcar așa, nu știu, aveam pur și simplu imaginea lui undeva în cap. Astfel încât momentul în care l-am văzut a fost, a, băiatul ăla cu părul alb. Și eu sunt și puțin chioară și nu-l vedeam ca lumea, vedeam doar părul alb. Mă rog, și când ne-am apropiat acolo la masă, am făcut cunoștință, ne-am salutat, bla, bla, bla. Și el era undeva mai într-un colț, vorbea cu cineva și a venit și el și... Ei, eu sunt Ștefan. Ei, sunt Cristina. Și apoi, nu știu ce, am urcat acolo la petrecere. El îmi mai arunca așa priviri din alea de... cuceritor, doar că eu fiind chiar nu-l vedeam și n-aveam cum să-i răspund. Eu cu prietena asta mea voiam să mergem într-un club și l-am chemat și pe el, evident, pentru că mi se părea foarte interesant și plăcea de el. Așa. Și el a zis, nu vin. Foarte dramatic, o piesă de teatru. Dar chiar i-a zis, nu vin. Și a zis, dar vă pot lăsa eu cu mașina, că mai erau încă doi băieți cu noi, încă doi prieteni. Și pe drum spre acel club a zis, auziți, dar nu vreți să mergem cu barca în Cismigiu, era ora 3 noapte sau ceva de genul. Și eu eram, da, adică am reacționat așa ca și când zici că m-a salvat, că într-un fel îmi doream să merg în club, dar era pentru că asta cunoșteam, asta voiam să fac în momentul ăla, nu știu, nu aveam altă idee, nu știam altceva, dar nu voiam nici să merg acasă pentru că îmi plăcea de el și voiam să mă stau cu el și speram să vină și el cu noi în club. Chiar speram că ajungem acolo și îl conving. Și când a zis, hai să mergem cu barca, m-am spălat pe mâini de club și am zis, da, 100%. Și am ajuns acolo și a fost foarte drăguț, aș zice romantic, dar nu eram doar noi. După ce am plecat de la partiul ăla din Promenada, am mai fost la un club, ce e, anturajul? Da. Așa, am fost în anturaj și acolo, la un moment dat, m-a întrebat el, tu faci modeling sau vrei să faci modeling sau ceva de genul. Și am zis, nu fac modeling, dar aș vrea, adică îmi place. Am încercat, la un moment dat, m-a contactat o agenție, am spus cum se numea agenția și zic, ce agenția asta, n-am auzit niciodată. Și am zis, păi, o agenție m-a contactat și mi-a zis să faci un contract și așa mai departe. Și a zis, bine, să-mi trimiți tu pe Facebook
numele agenției. Și a doua zi, evident, că i-am trimis screenshot cu numele agenției și așa am intrat în vorbă și... Așa ne-am cunoscut. Da. Asta a fost prima seară doar. Da. După aceea urmează încă 365 ori plus 128 de seri împreună. Era, cum a zis și Cristina, vineri seara și în mod normal n-ar fi trebuit să fiu nici eu acolo. Nu știu cum am ajuns acolo. Așa s-au întâmplat lucrurile, am ajuns acolo. A fost presiune foarte mare pe mine să plec din partea prietenilor mei, pentru că fiecare era în grupuri diferite. Și până la urmă, nu știu ce am simțit, ei au plecat fără mine și am rămas, am fost singurul care a rămas. Adică niciunul nu trebuia să fie acolo în seara aia. Da. Și am ajuns la petrecere, mi se pare că n-aveam brățară și ăsta era un alt semn că nu trebuia să rămân. A venit un prieten, Marian Vasilescu, cine îl cunoaște, care a venit și... N-am văzut în Marian, numele. Ai dat o brățară. Păi și pe mine tu Marian m-a băgat. Da, Marian... are brățări, este beatul cu brățări, îi cunoaște pe toată lumea, te bagă oriunde vrei. Și... și el ne-a făcut cunoștință. Da. Indirect. Da. Adică eu eram acolo din cauza lui, adică datorită lui. Și el la fel, deci, mulțumim, Marian. Da. Și am venit, ne-a dat brățara, mi-a dat mie brățara și în continuare am stat pe acolo, pe la magazin, încă n-am intrat și dintr-o dată... văd trei persoane, văd pe Monica, pe Laura și pe Cristina. Și de că de ce dai erau nume? Vreo 10... Ce nu dau nume? Nu contează. Erau vreo 10 persoane acolo și Cristina era o persoană pe care nu o știam. Având în vedere că sunt o persoană care scobește așa și îmi place să cunosc pe toată lumea, pe ea nu o cunoșteam deloc și în mintea mea îmi puneam întrebarea, băi, de ce eu nu știu pe fata asta? De ce toată lumea cunoaște și eu nu știu? Și toată era foarte interesantă din punctul meu de vedere. Adică era... Nu mă cunoaște toată lumea. Da. Era creață, avea ochii albaștri, ceea ce mi-a plăcut super mult. Avea și iare, da. Și mă întrebam de ce eu nu o cunosc. Pentru mine asta a fost super dramatic, de ce nu o cunosc. Și evident că am făcut o cunoștință cu ea și am început să stau și să o studiez. Ne-am dus cu toții la petrecere și am început să văd ce face, cum se comportă. Mai erau băiețași care veneau și mai dădeau ocolul, o mai salutau. Și stăteam și mă uitam să văd cum reacționează, ce zice, la ce se gândește. Încercam să o caut din priviri. De cele mai multe ori încercam să o caut din priviri. Problema era că nu făceam contact deloc cu ea. Eu peste o săptămână am aflat că ea de fapt nu vede și din cauza asta nu dădea niciun semn. Cu toate că am avut un contact cu ea când stăteam foarte aproape, dar nu m-am prins că ea n-ar vedea, niciodată nu m-am gândit la asta. Eu având în vedere că pentru mine e important contactul vizual, prima dată cum intri în contact cu o persoană, așa, stai și te uiți la și... Mi-a plăcut ce am văzut și cel mai important pentru mine era să-mi placă și ce aud, adică să o cunosc pe ea. Și încercam să mă gândesc, măi, e potrivit să o trag din grup, să extrag din grup acum ca să mă cunosc cu ea sau lasă, stau și aștept și așa mai departe. Băieții mai veneau la mine și îmi dădeau coturi câțiva băieți și îmi spuneam, băi, vezi că fata asta e mică sau nu? A, hai să spunem, eu am 18 ani și el are 23. Când am cunoscut, eu de-abia făcusem 17 și el avea 22. Da. Adică... Mie mi se pare o diferență ideală. Din punctul meu de vedere, mi se pare cea mai ideală diferență. Pe la 30 de ani, când o să am eu 30 de ani și o să aibă 25, adică având în vedere și viața 26. Prin ce te trece, să spunem, ea dacă naște un copil, bine, vorbim așa ipotetic. E clar că e vârstele imediat o să se egaleze din punct de vedere fizic, cum arătam. Și asta e super mișto. Adică eu s-am la 26, m-am lăsat la 30. Nu. Eu, ba, eu arăt mai tânăr și ne egalăm. Și... Până la urmă ne-am decis cu toții, petrecerea s-a terminat și ne-am decis cu toții să plecăm. A fost o chestie foarte interesantă pentru că eu de fiecare dată vreau să o urmăresc, să văd, stă, mă așteaptă, se uită după mine, nu se uită, încearcă și ea să vadă dacă sunt pe acolo în continuare, în grup, nu sunt. Și încercam așa să mă mai sustrag, să văd cum reacționează. Și prima sustragere, da, prima sustragere a fost faptul că nu mai găseam cheile de la mașină, mi-am pierdut cheile de la mașină în mall. Oh. Și ei au plecat cu toții jos. Trebuia să trebuit... la anturaj.
Adică plecasem de pe promenada și eram toți acolo, așteptam taxiul și numai el nu era, numai era. Și, și vreau să văd, băi, cine mă așteaptă, cine stă cu mine. Și când am văzut pe toți că stau jos, ei se bărătesc să plece, am zis, bă, asta e, nu e nicio problemă, văd eu cum dau de ea. Am văzut că era prietena bună cu Monica, am zis, gata, îi scriu repede lui Monica și Monica-i și o să-mi spună cum să dau de ea. Și, mă rog, mi-am găsit cheile într-un final și am rămas cu doar două persoane. Am aflat că ei sunt la anturaj, nu știam dacă să mă duc și eu la anturaj sau nu, și am spus, bă, hai că se merită, hai să mergem la anturaj. Am mers la anturaj și acolo am auzit propunerea Cristinei că ea vrea să ducă cu Monica în continuare în club. Și până la urmă mi-a venit mie ideea așa, ca prin minune în minte, să mergem în Cismigiu să ne dăm cu barca. După toată seara asta, după ce am plecat din parc, el m-a dus pe, mă rog, ne-a dus cam pe fiecare acasă, dar până la urmă m-a dus pe mine, nu? Da, erau 15 persoane. Deși strategic, dacă aș fi fost beat, m-aș fi dus pe mine ultima. Dar mă rog, m-a dus pe mine prima. Și când m-a lăsat acasă, mă așteptam să mă pupe sau ceva de genul, pentru că, adică, era chestia în care se simțea, știi, și dată asta cu privirile și... Se simțea așa. Dar nu. Prietenul meu a coborât din mașină. Ce mi-e, să ai grijă de tine sau ceva de genul? Da. Și m-a luat așa și m-a pupat foarte tare pe obraz. Și eu te-am pupat? Nu te-am pupat, n-am avut cum. Nu. A fost o tactic, măi, a fost un semn pe care eu trebuia să ți-l las ție. Vezi că știu că mă plac. Vezi că știu că mă placi și eu te plac pe tine, dar nu ne vom săruta. Pentru că pentru mine e important sărutul și sărutul ți-l voi da atunci când știu că te aleg. Și eu nu o alisesem. Îmi doream să o cunosc. Așa că așteptam o portetelă în care să o cunosc. O întâlnire, ceva, nu știu, să ne vedem cumva. Așa. Și așa ne-am cunoscut. Cine a cucerit inima cui? A fost reciproc. E cam... Da, a fost reciproc. Cred că amândoi aveam așteptarea asta. Sincer, a fost... relația a fost foarte echilibrată din multe puncte de vedere. Următoarea întrebare. Dintre cuplurile celebre, cel mai mult semănăm cu... Nu cred că semănăm ca și cuplu, dar putem să spunem ca și persoană cu cine semănăm. Tu cu cine semeni? Cu cine ți s-a zis că semeni? Nu știu. Nu știu, fizic, mie nu prea mi s-a zis cu nimeni, eu nu seamănă cu nimeni. Chiar nu știu cu cine seamănă. Lăsați voi un comentariu și spuneți cu cine o să semene și data viitoare să spunem cu cine i s-a zis că o să semene. Ai dat din cap așa. Da. Și tu cu cine semeni? Cu Legolas. Da, mi s-a zis că semăn cu Orlando Bloom. Și alte personalități, dar nu cred că semăn cu ele. Da, cu asta mi s-a părut cel mai cam rezonat, dar cred că seamănă un pic acolo, așa cu un pic de modestie, cred că seamănă. Împreună, cel mai mult ne place să... Ce îți place cel mai mult să facem împreună? Să mâncăm. Să mâncăm? De ce? Cum adică să mâncăm? Să ne plimbăm. Sau să vorbim? Sau să vorbim, da. Da, împreună cel mai mult ne place să vorbim. Și foarte mult îmi place să vorbim. Evident, mie îmi place să mănânc. Da. Ție nu-ți place să mănânci? Da. Dar poate îți place să mănânci cu mine? Sau îmi place să mănânci pe mine? Îmi place să mănânc și de la tine și cu tine și pe tine. Deci ce nu ne place să vorbim unul cu altul? Vorbim foarte mult și pentru noi este piesa numărul de rezistență comunicare. Vorbim tot despre multe chestii. Ok. Iar asta nu ne place deloc. Ce nu ne place? Mie știi ce nu-mi place? Să ne certăm. Mie îmi place că ne certăm. Adică să ne certăm împreună, adică n-avem gust ne certăm separat. Păi nu, dar nu-mi place asta. Mi-mi place cam orice să facem împreună. Mi-e chiar îmi place orice mă. Da. Și să ne certăm. Mă gândesc la activitate care nu mi-ar plăcea să fac cu tine și nu vin. Da. Uite, nu-mi place să mergem la baie împreună. Corect. Nu-mi plac activitățile de la baie să le fac împreună. Cel mai mult îmi place la tine, mie, și apoi zici și tu. Mie cel mai mult îmi place la tine... Sunt mai multe lucruri care îmi plac la tine, foarte mult, dar cel mai mult îmi place faptul că ești inteligent și ești așa out of, știi? Adică ești și din tipare și îmi place cum gândești foarte mult. Ești conștientă, pentru mine e cel mai frumos și tare lucru pe care
din prima când l-am văzut la tine, m-a făcut să zic, wow, îmi place foarte mult că ești conștientă. Foarte mult îmi place că ești conștientă. Adevărul e că e bine că nu sunt inconștientă undeva pe un pat, într-un spital. Dacă faci asta, ia-ți adio de la relație. Ce ar putea să te facă pe tine să ieși din relația asta? Nu, ce... Dacă eu aș face ceva, pe tine te-ar face să ieși din relația asta. Care ar fi acel lucru care te-ar face să ieși din relația asta? Dacă m-ai înșela, Cristina. Și eu la fel cred. Da, ideea este că și treaba asta cu înșelatul sincer... Dar știi de ce? Nu e din cauza că ai înșelat efectiv, ci e din cauza faptului că îmi dau seama ce principii ai. Pentru că dacă înșeli o persoană, înseamnă că n-ai curajul să-i spui celelalte persoane în față, băi, nu mai vreau să fiu cu tine în relație, sau am nevoie de o pauză, sau m-am plictisit, sau vreau ceva nou, știi? Și asta e nașpa. Tu ai iertat o înșelare? Da. Da? Și eu. Sincer. Adică nu mai știu ce să-ți dau cu ciocanul în cap. Eu și... da. Și pur și simplu asta de vorbă cu tine. Nu știu, adică pentru noi e imposibil să faci asta. De ce? Având în vedere că am vorbit o tonă despre o grămadă de chestii, mi s-ar părea extrem de ciudat. Adică noi suntem super prieteni apropiați și adică mă aștept să-mi spui, oricum nu mă aștept la treaba să se întâmple. De asta e cam ipotetic ce am răspuns eu acum la întrebare, că nu e real. Ești cel mai drăguț atunci când? Ești cel mai drăguț atunci când... Ești cel mai drăguț atunci când existi. Și când dai. Ok, apreciem sinceritatea. Nu știu, ești drăguț. Tu ești cea mai drăguță. Tu ești cea mai drăguță atunci când te bucuri. E minunat când te bucuri. Da, și tu, și la tine la fel. Mi-mi crește inima când te văd că te bucuri. Ești ca un copil. Cel mai frumos cadou pe care mi l-ai dat vreodată este... Eu așa gândesc, nu cânt, știi? Uh-huh. Cum fac chestia asta? Nu. Gândesc. Da? Este nu cadou în sine, ci gestul. M-am trezit într-o dimineață și mi-a zis să cobor și să mă uit în căsuța poștală, parcă mă ies în căsuța poștală. Și ideea e că mi-a făcut o chestie în asta cu indicii, știi? Și de la căsuța poștală era un bilețel și bilețelul ăla îmi zicea să ies din scară și în momentul în care ies din scară să fac stânga și să merg 8 pași și după ce merg 8 pași să fac dreapta. Și ideea era doar să ajung la un copac, știi? Și putea să zic că doar du-te la copacul ăla, dar a fost așa toată chestia asta, așa, știi? Adică făceam o pași, după trebuia să mă duc să văd, oh, ce mai trebuie să fac, știi? Și în copacul ăla era o gaură și acolo în gaură era ascuns alt bilețel și bilețelul ăla mă trimitea într-un parculeț din fața blocului și în fața blocului iar altceva. Și adică a fost un gest foarte drăguț, cadou în sine a fost, nu mai știu, niște biscuiței, ceva de genul, dar a fost super drăguț gestul și mie îmi plac foarte mult chestiile astea. Ok, o să mai fac. Da. Cel mai frumos cadou pe care mi l-am făcut a fost surpriza la Brașov, pentru că m-am simțit super, super bine, m-am simțit minunat și a pus totul la punct de la A la Z, transport, cazare, activitățile pe care le facem și noi, ca și cum, hai să facem și noi, hai să facem. Mai chiar a fost activități care pe mine m-au făcut să mă simt foarte bine și asta m-a arătat că mă cunoaște și m-am simțit super bine. Gata. Gata? Ok, da. Deci, ideea e că cartea asta e plină cu chestii de genul și o să mai folosim în vloguri ca să ne cunoașteți și să ne cunoaștem. Dar deja am vorbit mult. Dacă vrei facem pariu, știi că o să fie 5 minute. Nu o să fie 5 minute, crede-mă. N-o... Hai facem pariu. Facem pariu, deci acum în fața voastră ne facem pariu că vlog... 10 minute. Nu, ai zis 5, gata. O să fie între 10 și 15 minute, dacă nu cumva o să depășească puțin 15 minute. Pe ce? Bine, hai, să zici și 15 minute. Eu zic între 5 și 10. Nu. Bine, între 5 și între 10. Între 5 și 10. Hai. Pe ce? Pe tine. un prânz sau cină la chestia cu hummus de pe Ștefan cel Mare. Ah, ok. Aoleu. Și o dai tu sau o dau eu? Da. Bine. Dar pregătește-te, da? Că tu o să dai. Ok. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. O să venim în continuare cu... chestii noi. Vom încerca să facem lucruri cât mai diferite. Bineînțeles că sunt și chestii pe care le-au mai făcut alții, dar care mie personal mi se par interesante și aș vrea să le fac. Sper să fiți alături de noi în călătoria asta și să
ajungeți să ne cunoașteți, să vedem cum suntem noi. E important feedback-ul vostru pe care ne-l dați. Da. Așa că dacă puteți să ne dați un feedback sincer și real, pe noi ne ajută. O să dai like, subscribe. Da. Bine. Bine. Pa! Ne mai vedem noi dacă e.